Bună ziua și bine ați revenit la grupul meu cu voi, este Ana Maria și astăzi vă arăt ce folosesc eu pentru unghii. Deci, să dăm drumul. Ok, prima dată folosesc toate produsele mele de sine în această cutie. Iată să vă arăt. Această cutie de metal cu această cutie pe ea. Se aude. Deci, prima ce am? Am în această cutie, în acest compartiment am crema de unghii, care este făcută în scătură în două creme și ulei. O parte de dinți pe care sunt perii. O pila de unghii. Farfecă pentru cuticule și ce este aici sunt ojele pe care eu le-am folosesc și lac de unghii pe care eu folosesc și mă ruj roșu, bineînțeles. Să începem cu ojele, nu? Este acesta, primul e acesta de la Depend Nail Polish în culoarea pielii și aici am făcut și un scotch la el de dinainte și este acesta. Deci se vede, așa se vede pe foaie. Următorul este aceasta, un portocaliu, tot de la Depend Nail Polish, un portocaliu și pe cum vedeți, nu? Deci, să mă văd. Așa mai bine, nu? Este acesta și, da, este acesta, se vede așa. Următorul mi se pare că l-am pe acesta și nu știu unde l-am. Ah, e aici, tot de la Depend și este un mov. Cred, nu? Mov. E un mov, foarte frumos și este acesta, este mov intens și foarte frumos. Și după avem pe acesta tot de la Depend, Nail Polish, cam patru din acestea. Este acest albastru spre verde sau verde spre albastru, cam așa. Și este foarte drăguț. L-am avut de 1000 de ori pe unghie, acesta. Următorul care este, este acesta, este un fel, este un gri. Foarte frumos. Și a costat $5 acest gri și se va cu ce aveți aici. Aici. Acesta este griul care l-ați văzut mai devreme. Sper că l-ați văzut. Da. După a venit acest verde, am acest verde care tot a costat $5 și ce marcă. Îl vedeți, bineînțeles, aici după gri. Și da, cum puteți vedea, l-am spart puțin aici în colț. După a venit acesta. Nu? Este acesta. Este de la Star Nails Nail Recap. Este un roz deschis. Și îl vedeți aici. După avem de aceeași marcă Star Nails Nail Recap. Un albastru cu sclipici. Albastru deschis cu sclipici. Este acesta. Da, și ultimul de aceeași marcă este de la tot de la Star Nails Nail Recap, este acest roșu spre mov, da, cu sclipici. Și îl vedeți aici. Acela este. Și top codul pe care eu îl ador și îl vedeți pe, este spre sfârșit, este de la Kiko Star Nails Base Coat. Și am cușit rosa acesta în swatch și este acesta. Și ultimul este rujul, care este roșu. Este de la Clam Lipstick of Sweden. Și am cușit un swatch pe cutie și acesta. Și imediat o fac un swatch și pe buze.
și acesta este foarte frumos. Sper că vă place. Mie îmi place foarte mult și cred că o să las pe buze acum. Deci, sper că v-a plăcut acest video. Astea sunt lucrurile mele. Și uitați, cu voi a fost Ana Maria și pentru detectare, nu uitați să fiți frumoase. Pa!